Fratele Moț m-a rugat să vin aici, nu-mi place să fiu așa sus. Mă tem că oamenii o să creadă că sunt un om mare, stând așa sus. Aș fi preferat să stau acolo unde stă și dânsul acum. Dar porunca este poruncă. Dacă nu ascultăm nici noi păstorii de alți păstori, atunci ce mai spunem dacă ne ascultă alții de noi? Sunt onorat că împreună cu soția să fim în această seară la Biserica Elim din Timișoara. Mulțumesc fratelui Moț pentru că ne-a primit cu atâta dragoste și fraților care au venit la întâlnirea din această seară. Suntem într-o călătorie în România pentru a prezenta o carte recentă care am scris-o despre Biserica din Oradea. Am terminat școala la Timișoara în 74 și împreună cu soția, după o perioadă de 4 ani aproape, am stat la Arad, apoi ne-am mutat la Oradea, în orașul soției, pentru că fiecare bărbat serios ajunge să fie din satul lui nevastă sa. Așa că m-am mutat și m-am făcut bihorean. Din primele zile când m-am mutat în biserica din Oradea, am fost neplăcut surprins de o aglomerație foarte mare de credincioși care stăteau în curtea bisericii. Parcă eram în Iosefini, pe vremea fratelui Codreanu, Mangalia, cred că o chema strada aceea, dacă n-am uitat de atunci. Știți că după anumite vârste încep să uiți și sunt două semne că îmbătrânești. Prima nu mai ții minte și a doua nu mi-amintesc acum care îi. Dar erau pe strada Mangalia și stăteam în picioare afară la geamuri și ascultam Evanghelia. Când era cel mai bine, era când frații scoteau toate scaunele afară și atunci stăteam împachetați toți în bisericuța aceea mică, unde am ascultat pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu și unde Domnul parcă îmi vorbea mie personal în bisericuța aceea. La Oradea era ceva la fel. Erau mult mai mulți în curte decât încăpeau în biserică. Și a pus Dumnezeu în sufletul meu o dorință arzătoare să fac ceva pentru oamenii aceia. Timp de 20 de ani, biserica a cerut permanent o aprobare de la autoritățile comuniste și, bineînțeles, au fost refuzați ori de câte ori au cerut o autorizație. Mi-am dat seama, studiind actele acelea de arhivă, că nu se poate, în mod legal, să obții o autorizație de construcție. Și atunci am apelat la ceea ce știau românii dintotdeauna. Zice, dacă pe prost nu poți să-l convingi, trebuie să-l păcălești. Dacă nu vor să ne dea de bună voie, trebuie să-i păcălim. Asta era varianta. Ne-am dus la primul vicepreședinte al județului, interesant, îl chema Cotoi. Dintr-o dată mi-am dat seama că ăsta e motan bătrân, versat în toate politica din vremea aceea, și am aflat că crescuse de orfan într-o casă de credincioși pentecostale. Și știam că ceea ce s-a semănat în copilărie, în mod precis, nu s-a uitat la omul acesta. M-am dus să cerem o aprobare, să ne dea voie să acoperim curtea cu sticlă, să nu ploaie pe oameni. El aștepta de la noi o asemenea mișcare, să ne asumăm noi responsabilitatea și apoi să facem ce vrem și el ne va amenda. De fapt, m-a și amenințat, zice, să nu cumva să faci altceva, că te amendezi de nu te vezi. Mi-a tras cu ochiul să fie sigur că eu înțeleg bine despre ce este vorba și am plecat și am făcut biserica numărul 1 din Oradea. 1200 de locuri. Frații au lucrat, cum nu pot să vă explic, nu știau exact ceea ce facem, noaptea proiectam și ziua lucram. Și toate au mers bine până când autoritățile comuniste și-au dat seama că noi am întrecut mult imaginația lor. Ei credeam că facem ceva, mai împingem un zid încolo, cum să mai făcea. Dar noi am construit o biserică de la A la Z, nouă, mare și frumoasă. Când și-au dat seama ce se întâmplă, ne-au oprit lucrările, a venit o delegație cu un secretar de la municipiu
Și așa cum știau ei să vorbească frumos pe vremea aceea, mi-a zis, ia mă, vină încoace. Și m-am dus la domnia lui, zicea, să oprești imediat orice lucrare aici. Eu eram obișnuit de pe șantiere cu limbajul ăsta politic, așa că i-am spus, domnule, eu nu știu cine ești, dar pe mine m-au pus frații să lucrez aici. Dacă pe dumneatale te-a pus cineva să oprești, oprește-i. În momentul acela a tăcut și el și delegația, pentru că știți bine, în vremea comunismului, dacă te opuneai așa mai obraznic, însemna că ai pe cineva în spate. Și ăsta dintr-o dată a bănuit că în spatele meu e cineva mai mare decât domnia sa și a tăcut din gură. Dar seara au venit amenzile. 3.000 de lei am primit eu amendă, păstorul bisericii 3.000 și responsabilul bisericii 3.000 de lei. În vremea aceea 3.000 de lei însemna foarte mult. Salariul meu de inginer constructor era de 2.500 pe lună. Frații au hotărât să plătească amenzile în fiecare zi. S-au dus și au plătit 9.000 și am lucrat 10 zile la rând cu 9.000 de lei pe zi amendă. Când și-au dat seama că noi nu ne oprim în ciuda amenzilor care veneau în fiecare zi, în viața mea n-am primit atât de amenzi. Toată poliția din America trebuie să mă amendeze în fiecare zi câte ceva ca să ajungă la asemenea sumă. 90.000 de lei amendă. Pe vremea aceea, o Dacia, 1.300, erau vreo 70.000 de lei. Atunci ne-au dat în tribunal a doua zi. A urmat o serie de procese și toate deciziile tribunalului au fost demolarea clădirii și readucerea ei la forma inițială. Bineînțeles că de la tribunalul orășenesc am fost la tribunalul județean și eram hotărât să mergem la tribunalul suprem. Avocatul nostru însă ne-a sfătuit să nu mai cheltuim timp și bani, că rezultatele vor fi exact aceleași. Comuniștii nu pierduseră în fața Bisericii lui Dumnezeu niciun proces până atunci și cred că erau hotărâți să nu piardă. În momentul acela, frații din biserică au hotărât să scriem un memoriu lui Ceaușescu și eu am decis să îi reprezint, să plec la București la Ceaușescu. În cartea mea, pe care cred că o să o găsiți la ieșire, am memoriul acela și semnăturile fraților. În vremea aceea să pui semnătura pe un asemenea memoriu, puteai să zriști locul de muncă. Înarmat cu semnăturile fraților, am plecat la București. Cu o sfântă credință și o sfântă naivitate de toată frumusețea. Eu nu vedeam că de fapt eram urmărit la orice pas. Bineînțeles că la Comitetul Central n-am fost primit, pentru că nu aveam trimitere de la Departamentul Cultelor. M-am dus la Departamentul Cultelor și am aflat că nu aveam trimitere de la cult. Așa că am plecat la cult să capăt trimitere la Departamentul Cultelor, să dea trimitere la Comitetul Central. M-am dus direct sus, la vârful piramidei, unde am fost sfătuit să mă duc la fratele Trandafir, că el e cărturarul, zice-se, din cult. M-am dus la fratele cărturar. Când a aflat că el e cărturarul, zice, du-te la fariseu! Așa că între cărturari și farisei m-am trezit fără trimitere. Ce să mă mai duc la departament? M-am dus înapoi la Comitetul Central. Știam că în Comitetul Central este un tovarăș pe nume Turcuș, care era din Bihor. Dacă sunteți curioși să vedeți cum arătau cei 12 apostoli Comitetului Central, unul dintre ei era din Bihor și am hotărât să mă duc la un bihorean de-al meu. Cum am intrat în antecamera biroului său, cred că ăsta știa totul despre venirea mea, a ieșit din birou și m-a îmbrățișat și m-a spus, vai nepoate, ce bine îmi pare că te văd, nu te-am văzut de un car de ani. În viața mea nu-l văzusem pe unchiul ăsta, dar ăsta știa ceva mai mult decât mine. Zice, hai să plecăm, te duc la o bere. Eu la bere cu Comitetul Central. Când am ieșit din clădirea Comitetului Central, zice, spune-mă, aici nu-s microfoane. Știți că pe vremea aceea clădirile se făceau din microbeton. Jumătate microfon, jumătate beton. Și zice, spune-mă. Și am început să-i spun, tovarăși, uitați, am construit o biserică, vor să ne demoleze, suntem 3.000 de oameni, ne-au dat atâtea amenzi,
nu se poate să o demoleze. Noi nu vrem să apelăm la Europa Liberă, la congresmeni americani, la senatori, nimic. Noi vrem aici, acasă, să se rezolve lucrurile. Atunci s-a întâmplat ceva pe care eu nu l-am prevăzut niciodată în viața mea. S-a oprit, a pus mâinile în șolduri și m-a întrebat, mă, tu ești pocăit? Eu am zis, da. Ce, mă, băiatule, numai Dumnezeu vă poate ajuta, mă. Vă spun, dacă vreodată în viață mi-a fost rușine, atunci am roșit-o de rușine și am zis, Doamne Dumnezeule, trebuie să vină să-mi spună Comitetul Central că numai Tu mă poți ajuta? Ce fel de pocăit sunt eu? Totuși, cuvintele acelea le-am luat ca din gura lui Dumnezeu, l-am îmbrățișat eu pe unchiul acum, l-am pupat și am mulțumit din toată inima că s-a meritat să fie la București și mi-a dat soluția. A rămas cu ochii ca cepele și am plecat. Am venit acasă și l-am spus la frați, mă, fraților, am fost și am aflat adevărul. Numai Dumnezeu ne poate ajuta. Comitetul Central mi-a spus. Atunci cred că am făcut una dintre cele mai impertinente rugăciuni din viața mea și am spus cam așa în plină biserică, Doamne, noi ți-am construit o biserică, dacă ți-o trebuie, păzește-o. Că noi nu mai putem să facem absolut nimic și nu o să mai facem nimic din momentul acesta. Dacă vrei ca filistenii ăștia să-și bată joc de noi și să demoleze această clădire, facă-se voia ta, dar îți promitem că o să vestim Evanghelia aici de pe mormanul ăla de cărămiți, noi nu o să plecăm de aici. Știți ce s-a întâmplat după aia? Nimic. N-a mai venit nimeni să ne vadă, n-a mai venit nimeni să ne amendeze, s-a lăsat o liniște din aceea totală, dar noi știam că avem ceva de făcut, așa cum ați auzit, aveam o poruncă să vestim Evanghelia până la marginile pământului și am început să facem evangelizare în fiecare zi. Biserica n-avea pardoseală, n-aveam bănci, n-aveam geamuri și atunci am improvizat băncile, erau niște bile de brad pe care stăteam, scânduri, pe cărămiți stăteau picioarele scândurilor, pe cărămiți, o sală întreagă plină de oameni. Și am început să facem evangelizări în fiecare zi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oameni extraordinari care au vrut să vină la noi atunci și au riscat. Un Valer Brâncovan, un Mihalaș de la Giarmata, un Mircea Leontiuc, un Moise Ardelean, un Dorin Druhora, Gicu Stan de la Iud, oameni al lui Dumnezeu care nu s-au temut de sistem și au venit și au predicat Evanghelia în fiecare zi. A venit unul cu gură mare din București, nici n-a vrut să intre în curtea bisericii și ne-a spus, ce faceți voi aici? Satul arde și baba se piaptănă, ce cu evanghelizările astea? Nu ne-am oprit. S-au întors la Domnul ăla aproape 200 de oameni în perioada aceea. Aveam la botez vreo 150 și nu știam unde să-i botezăm, n-aveam nimic. Și am hotărât în virtutea nevoii de botez să facem bazinul de botez. Și am hotărât să-l facem noaptea. Și când am lucrat vreo 2 săptămâni noaptea la bazinul de botez și n-a venit nimeni să ne deranjeze. Pe urmă am început să lucrăm și ziua. Pe urmă ne-am încurajat și am terminat biserica. Am tencuit-o, am făcut tot ce trebuie, am pus geamurile, am bănci și absolut tot. S-o terminat biserica și n-a mai venit nimeni să ne deranjeze. Când Dumnezeu intervine, nu se întâmplă câteodată nimic. Te păzește Dumnezeu de oamenii răi. Am avut această povară pe suflet să scriu lucrurile acestea pentru cei care au fost atunci cu noi. Pentru cei care au muncit și au sacrificat. Pentru oamenii aceia extraordinari din vremea aceea și am venit să avem o sărbătoare la Oradea pentru a spune generației tinere că părinții lor n-au fost numai informatori. Părinților n-au fost numai colaboratori ai securității, părinților au fost niște eroi. Părinților au fost oameni care au sacrificat pâinea de la gura copiilor lor. Părinților au fost niște oameni extraordinari care au construit biserici în timp ce sistemul demola biserici. Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară, mai ales că am auzit că aveți un botez în curând în biserica dumneavoastră. Și aș vrea să încurajez nu numai pe cei care se vor boteza și vor intra în
familia aceasta extraordinară a Bisericii lui Dumnezeu și să găsim din Cuvântul lui Dumnezeu cuvinte de încurajare pentru noi toți. Am ales pentru seara aceasta un text foarte cunoscut pe care îl vom găsi și îl găsim în Iosua, capitolul 1, și o să citesc pe parcurs câte un verset, două, pe măsură ce vom discuta în seara aceasta câteva principii pentru încurajarea vieții noastre creștine. În special, adresându-mă celora care se adaugă Bisericii lui Hristos într-o vreme ca aceasta. Cuvântul Domnului spune că după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. Și Domnul a vorbit acestui nou credincios, dacă vreți, un nou lider care îl înlocuia pe Moise. Și Dumnezeu a dăruit lui Iosua câteva principii fundamentale după care să conducă poporul lui Dumnezeu și să se poarte el însuși ca și copil al lui Dumnezeu. Am găsit principiile acestea de o importanță extraordinară pentru viața noastră de creștini de astăzi. În acest prim verset din Iosua, capitolul 1, se spune foarte clar, Moise era robul Domnului, Iosua era slujitorul lui Moise. Ascultați-mă bine ce vă spun acum. Trebuie să ne stabilim de la bun început identitatea noastră. Cine suntem noi? Noi suntem robii lui Dumnezeu și slujitorii oamenilor. Niciodată invers. Așa mulți oameni ar vrea să ne robească pe noi. Și știți că am venit dintr-un sistem care a încercat să ne robească. Întotdeauna va fi cineva care vrea să ne transforme în sclavul lui. Ba, până și bisericile noastre vor să ne transforme în robii lor. Ca și credincioși, suntem însă robii lui Dumnezeu și slujitorii oamenilor. Nu inversați asta absolut niciodată pentru nimic în lume. Nu vă vindeți libertatea care o avem în Hristos. Noi suntem importanți pe fața acestui pământ pentru două lucruri foarte importante, foarte mari. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și pentru noi a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri care se adaugă la aceste două valori ale personalității tale sunt absolut secundare și de nebăgat în seamă. La asta, dacă pui titluri academice, bani în bancă, poziții sociale, tot, orice, nimic nu egalează cu aceste două calități. Noi suntem importanți pentru astea. Tu ești cumpărat cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Îi aparții Lui. Ești proprietatea Lui Dumnezeu prin creație și prin răscumpărare. Nu trăi sub altă demnitate, te rog. Atunci când ai această demnitate de fiul lui Dumnezeu, poate să spună cine ce vrea. Am plecat de la facultatea de construcții, m-am dus pe șantierul din Arad. Acolo am dat peste un om care obișnuia să mă jignească la fiecare masă de 12. La fiecare masă de 12 avea o frază care spunea așa, băieți, cum mâncăm astăzi? Ca oamenii sau ca porcii? Dacă cerea explicație, era simplu. Oamenii beau înainte de a mânca, trag o țuică înainte de a mânca și porcii nu beau o țuică înainte de a mânca. E adevărat că oamenii ăștia care beau țuică, pe urmă se purtau ca porci după aia. Dar asta suna foarte clar la adresa mea, care refuzam de fiecare dată să pun mâna pe pahar și să închin cu ei. La fiecare masă de 12, omul ăsta îmi spunea porc. Știți că nu m-a supărat niciodată? Pentru că eu știam cine sunt. Eu sunt copilul lui Dumnezeu pentru care a murit Iisus Hristos la cruce, sunt răscumpăratul Domnului, sunt cetățean împreună cu sfinții om din casa lui Dumnezeu. Și nu m-a interesat și nu m-a supărat niciodată jignirea acelui om. Pe șantierul din Oradea am avut un șef de șantier care nu îmi spunea pe nume, îmi spunea Pocăilă. Bă, Pocăilă! Și să fii inginer pe șantier, nu înconjurat de muncitori și să auzi titlul ăsta de noblețe, nu-ți convine, nu-i așa? Era o zi de iarnă foarte friguroasă și am spus, domnul inginer, am nevoie de lemne, să facem foc, turnăm betonul pentru ultimul planșeu unui bloc cu 10 etaje. Era un ger de crăpau pietrele. Și mi-a spus, bă, Pocăilă, orice prost știe să facă foc cu lemne.
Asta a fost răspunsul domniei sale. Ce era să fac? Am știut ce să fac. Am ars vopselele, am ars cartonul asfaltat, bitumul, tot ce a ars din magazia șantierului, l-am ars în noaptea aia. A doua zi dimineața l-am sunat și am spus, am terminat betonul, l-am turnat. Și cu ce ai făcut foc? I-am spus, cu vopsele, cu bitum, cu tot ce arde din magazia. Ce, mă, tu ești bolând. Nu eram. Știți că i-a plăcut așa de mult inițiativa mea că m-a promovat șef de lot după aia, dar totuși de pocăire n-am scăpat, tot așa îmi spunea. Nu m-am supărat deloc pentru că știam cine sunt. O să ai colegi la școală, o să ai colegi la facultate. Când eram la facultate de construcții, aveam încă doi prieteni, pe Nelu Țârlea și pe Gigi Dragoș, ne spuneau cei trei sfinți de la construcții. Nu cred, unii profesori nu cred că ne știau cum ne cheamă, dar aia trei sfinți ne știau, că stăteam toți unul lângă altul în sălile de curs. Sfinții de la construcții. Și încercam să ne purtăm după titlul ăsta care ne l-a dat Domnul. Indiferent ce vor spune oamenii despre tine, tu ești copilul lui Dumnezeu, pentru care a murit Iisus Hristos. Ești o creație specială, ești robul lui Dumnezeu. Slujești oamenii, le slujim. Suntem slujitorilor, dar suntem robii Domnului, suntem proprietatea Lui. Ori dacă așa de mult m-aș bucura să redobândim această demnitate de proprietate a lui Dumnezeu în mijlocul unei societăți care râde de noi, care își bate joc de noi, care face glume pe seama noastră. Apoi Dumnezeu i-a spus lui Moise, lui Iosua, robul meu Moise a murit acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Principiul fundamental aici este, Dumnezeu te cheamă la ascultare și nu la originalitate. Nu cere Dumnezeu să fii original. Nu cere Dumnezeu să fii creativ, să faci ceva nemai văzut. Îți cere Dumnezeu să fii credincios, să continui un plan pe care El l-a făcut. Mulți dintre noi, probabil așa am fi făcut. Mă, bine că a murit Moise ăsta, că în ultima vreme nici nu auzea bine, nici nu vedea bine. Era un dezastru. Bătrânul, bine că s-a dus. Slavă Domnului că s-a dus, am scăpat de el. Fraților, eu am o nouă viziune. Nu? Domnul mi-a dat o nouă viziune. Nu ne mai ducem noi în Canaan, mergem în Canada. Că, nu? Sau ne oprim aici în țările arabe, pentru că aici e petrol. Aici e petrol. Nu mergem noi până unde a vrut Moise să se ne ducă. Eu am o nouă viziune. Ați auzit fraza asta vreodată? Din păcate, de prea des o auzim. Dumnezeu ne cheamă să continuăm un plan pe care l-am început cu părinții noștri. Dumnezeu ne cheamă să continuăm o istorie, nu să o întrerupem. Fără trecut, prezentul nu are niciun viitor. Fără trecut. Avem obligația să-L cunoaștem și avem obligația să-L continuăm. Să luăm ce este bun din El și să-L ducem mai departe. Altfel vom fi ultima biserică pentecostală din orașul ăsta. Pentru că va veni într-o zi cineva care are o altă năzbâtie, are o altă găselniță. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. O altă lucrare. Domnul îl cheamă la altă lucrare. Eu nu știu dacă Dumnezeu are așa multe drumuri spre cer. Eu cred că are unul singur. Okay? Continuă-l, te rog. Fii credincios ceea ce ai primit. Nu te supăra că Dumnezeu a dat revelația asta părinților tăi. Dumnezeu îți cere să o continui. Dumnezeu îți cere să continui această istorie. Îmi place să cred că ceea ce s-a început în biserica aceasta, generația de acum o continuă și o continua și următoarea generație. Păstrați valorile care le-am primit, folosiți-le și mergeți mai departe, pentru că drumul a fost trasat inițial de Dumnezeu. Și avem obligația să continuăm istoria, nu să o întrerupem cu originalitățile și creativitatea noastră. Creativitatea trebuie să o folosim în altă parte. Și am să vă spun unde.
Imediat la versetul 3 spune cuvântul lui Dumnezeu, orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Succesul depinde de voia lui Dumnezeu, să te afli în voia lui Dumnezeu, dar depinde și de hărnicia ta. Depinde și de hărnicia ta. Dacă noi am fi mers mai mult, mai mulți pași, am fi cucerit mai mari teritorii până acum. Dar avem cât cucerim. Și aici ar trebui să existe creativitate, aici ar trebui să fie originalitate, aici ar trebui să fie curaj. Mergem pe aceeași direcție, dar cucerim noi teritorii. Nu stăm pe loc. Punem pasul la drum. Cucerim noi teritorii pentru Domnul. Succesul depinde să te afli pe drumul bun, să te afli în voia lui Dumnezeu, dar depinde și de hărnicia ta. Se spune despre Moise că într-o zi a mers mai departe decât s-a dus el de obicei. Știți bine pasajul acela, nu? Când i-a vorbit Dumnezeu. S-a dus un pic mai departe. Ce am fi ajuns noi dacă ne-am fi dus un pic mai departe cu viața noastră de rugăciune particulară? O, dacă ne-am fi rugat mai multe minute pe zi decât am făcut-o până acum? O, dacă am fi citit noi Sfânta Scriptură mai mult decât am făcut-o până acum? Pentru cei tineri vreau să vă spun ceva. Știți că dacă studiați timp de o oră pe zi un subiect, după 5 ani ajungi specialist la nivel de doctorat în subiectul ăla? Știți că ar fi trebuit să fim doctori în teologie toți acum? Dacă am fi pus mâna pe Biblie și o oră în fiecare zi am fi studiat Biblia? Dar n-am avut timp. Am studiat alte cărți, am studiat altceva, am fost cu capul în televizor, am fost cu capul în computere, în telefoanele mobile și cine știe ce alte năzbâti o să mai inventeze lumea asta, să ne fure timpul, să ne fure energia, să ne fure preocupările. Pune-te și citește, pune-te și roagă-te, pune-te și lucrează pentru Domnul. S-a constatat că oamenii care au crescut spiritual în viața lor, au în general 5 puncte comune. Oamenii mari care au lăsat urme adânci în istorie au 5 puncte comune. Numărul 1, au fost expuși la o evanghelie practică. Au ascultat o predicare a evangheliei în mod practic, concret. Ce am de făcut? Ce am de făcut mâine? Prea multă lume predică evanghelii din astea din care ori nu înțelegi nimic, cum zicea o soră, mă, așa de adânc a vorbit fratele că n-am înțeles nimic. Ori auzim istorie, ori exegeze biblice, tot timpul îi spun, mă, oameni buni, Dumnezeu a zis paște oile mele, nu girafele mele, nu? Auzim tot timpul explicații savante și apoi nu știm ce avem de făcut mâine. Oamenii spirituali au fost expuși la o evanghelie practică, concret, ce avem de făcut mâine. Știți ce a spus Apostolul Pavel? Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul nu i-a dat niște versete ca să-l încurce. I-a spus exact ce are de făcut, i-a dat o adresă exactă unde să meargă. E nevoie în aceste zile de o evanghelie practică, concretă, să știm ce avem de făcut mâine după ce plecăm duminica de la biserică. În al doilea rând, oamenii care au crescut spirituale au fost oameni disciplinați, care s-au rugat în fiecare zi, au citit Biblia în fiecare zi, au practicat disciplinele spirituale. Orice ne place nouă românilor în afară de disciplină. Nu știu ce s-a întâmplat. Soția mea regretă că noi ne-au cucerit nemți așa vreo 1000 de ani. Au venit turcii peste noi. Nu? Eu aveam niște muncitori pe șantierul de la Arad, o echipă de nemți, puteam să pun ceasul după ei. Dacă au terminat cu 10 minute mai devreme lucru, au îndreptat cuiele alea strâmbe. Au pus scândurile în poziție de drept. Eu știu, au plecat la fix. Aveam o echipă de pentecostali de-ai mei, pocăiții tăi, zicea șeful. Într-o zi m-am enervat pe ei și le-am zis, mă, oameni buni, voi veniți la lucru luni cu trenul de marți, și plecat sâmbătă cu trenul de vineri. Asta era modul în care lucrau.
Când dădeau în betoane, dădeau cu duhul blândeții, nu se spărgeau. Îmi lăsau niște gogoloaie de beton în mijlocul camerelor noaptea după ce turnau. Eram înnebunit cu pocăiții mei. Nu? Nu suntem capabili de disciplină. De ce oare? Pentru că nu am încercat suficient. I-am încercat și fiți disciplinați. Sculați-vă în fiecare zi la aceeași oră. Citiți Scriptura pentru un număr de minute care v-ați hotărât. O să vă obișnuiți cu asta. Dacă faci ceva timp de 30 de zile, devii, te obișnuiești cu lucrul ăsta. Dar nu vrem să ne apucăm să fim disciplinați, nu așa? Suntem ca și Mark Twain, care a spus că nu-i greu să te lași de fumat. El o s-a lăsat de 11 ori. Nu-i greu să te apuci de citit Biblia, că și noi ne-am apucat de vreo 20 de ori ne-am apucat, nu-i așa? Și tot de atâtea ori ne-am lăsat. Oamenii care cresc spiritual sunt disciplinați în fiecare zi. Uitați-vă la Daniel din Vechiul Testament ăsta, de 3 ori pe zi se roagă. Nu contează ce se întâmplă în istorie. Se roagă de 3 ori pe zi consecvent. Oamenii care cresc spiritual sunt disciplinați. Al treilea lucru, oamenii care cresc spiritual sunt oameni care se implică în lucrare. Cât mai devreme în viață, imediat după ce l-a chemat Dumnezeu, el își găsește ceva de lucru pentru Domnul. Din păcate, în bisericile noastre aproape că nu mai este decât o singură slujbă după care revenim, microfoanele astea, să ajungem la ele cumva. Toată lumea așteaptă să lucreze pentru Domnul și asta înseamnă dă-te tu să mă pun eu la microfonul ăla. Ascultați-mă bine, sunt milioane de alte posturi de lucru în lucrarea lui Dumnezeu. La noi în biserică, noi nu primim membri în biserică până nu ți alegi ce vrei să slujești. Dacă nu vrei să slujești, sunt alte 10 biserici în care poți să stai în bancă și să ruginești acolo cu bănci cu tot. La noi se lucrează. Nu vrei să lucrezi, nu te primim. La noi se lucrează. De la faptul că vii cu o oră mai repede să spui bun venit la celor care vin la biserică și le deschizi ușa, la faptul că le duci prăjituri, așa, ai grijă de copiii lor, cine știe, dar avem 10 de posturi de lucru. Să vizitezi bolnavi, să te duci misionar, avem 10 de posturi de muncă în biserica noastră. Găsiți ceva de lucru pentru Domnul, pentru împărăția Domnului. Și o să crești spiritual, o să te dezvolți. Și nu uita, succesul este să te afli în voia lui Dumnezeu, dar depinde și de transpirația ta. Câți pași faci, atâta teritoriu cucerești. Sunt cărți de scris, băieți. Puneți-vă la lucru, studiați. Sunt filme creștine de făcut. Studiați în domeniul acesta. Sunt țări care nu cunosc pe Dumnezeu. Pregătiți-vă să mergem la ei. Aveți 10 de colegi care nu știu nimic despre Domnul. Lucrați la întoarcerea lor la Domnul. Faceți ceva. Pentru că dacă nu faci nimic, nu crești spiritual, mori. Succesul depinde să fii în voia lui Dumnezeu, dar depinde și de hărnicia ta. Se pare că ultimele două lucruri nu mai țin așa de mult de efortul nostru. Al patrulea lucru este că Dumnezeu scoate în cale oameni deosebiți care au o influență pozitivă asupra ta. Lucrez la o carte care se va intitula Oameni pe care am cunoscut. Și vreau să scriu despre Tudorica Codreanu, pe care l-am cunoscut. Vreau să scriu despre Pavel Mihalaș. Despre Pavel Mihalaș. Vreau să scriu despre Leon Tiuc. Despre Valer Brâncovan, despre Achim Coriolan. Vreau să scriu despre niște oameni care au avut o influență extraordinară asupra vieții mele. Mi-a scos Domnul în cale pentru o vreme. Gândiți-vă la oamenii pe care Dumnezeu a folosit în viața voastră. Gândiți-vă. Știți că oamenii aceștia au fost trimiși de Dumnezeu în mod special să se intersecteze cu traiectoria ta pentru o vreme? A murit fratele Pleșa zilele trecute. Omul acesta a avut o influență extraordinară asupra vieții mele. Gândește-te la oamenii aceia. Ăștia te-au ajutat, au fost mesagerul lui Dumnezeu pentru o vreme în viața ta. Casa Sorei Mițica, unde ne adunam la rugăciune, casa lui Măcelaru, unde mergeam la rugăciune. Nu? Oamenii aceștia au fost instrumentele lui Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală. Nu am să uitați-o niciodată.
într-un capitol din cartea mea intitulat Timișoara, dragostea mea, am scris despre acești oameni acum pentru că Dumnezeu mi-a scos în cale într-o vreme când am avut nevoie de ei. A fost un Ionica Avram, nu știu dacă este în biserica dumneavoastră aici, Ionica Avram, Dumnezeu l-a folosit pe Ionica în primele luni când eu m-am întors la Dumnezeu. Și asta venea în fiecare zi și mă vizita și mă, hai la rugăciune, hai să mergem acolo. Am vizitat toate satele din Bihor cu el. Crestul peste Hedge, ziceam Bihor, peste dealul ăla mergeam direct peste deal. Am început să predic prima dată la Fugiu, în Bihor, dus de Ionica Avram. Sunt evanghelist și predic Evanghelia pentru că a fost un om din ăsta în viața mea care m-a luat de mână și m-a dus la biserică. Nu? Știți că majoritatea oamenilor care vin la Domnul nu vin că aud, nu știu ce, evanghelist la televizor sau chiar la amvonul bisericii. Le scoate Dumnezeu în cale un prieten care muncește, care îl cheamă, care vorbește cu el, care îl duce la Domnul. Majoritatea oamenilor s-au întors așa la Domnul. Și ultimul lucru este că Dumnezeu face să se întâmple niște evenimente pivotale în viața ta care schimbă complet direcția. Un accident, un incident, o întâmplare ieșită din comun în care Dumnezeu ți se încale și dintr-o dată viața ta spirituală capătă un alt sens. Dar încă o dată, succesul în viață depinde și de voia Domnului, dar și de hărnicia ta. Fii harnic! Un alt principiu pe care îl găsim aici, în Cartea lui Dumnezeu, versetul numărul 7, și cred că am să mai scurtez, dumneavoastră n-aveți ceas aici, dar spuneți când plecați ca să știu și eu când termin predica. În versetul 7, întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-o dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Nu fii extremist, te rog. Nu juca pe extreme. Fugi de extreme, și de dreapta și de stânga. Stai la mijloc. Adevărul lui Dumnezeu e la mijloc. Trăim în vremea extremelor. Ba avem o extremă dreaptă, nu? Extrem de rigidă, fariseică, dură, legalistă, nu? Oameni sfinți, mai sfinți, mai catolici decât papa, nu? Care te omoară prin religia lor, prin fariseismul religiei lor, nimica nu iese bine. Oameni care te amendează numai uitându-se la tine, nu împlinești standardele. Doamne, ce mult am avut eu de suferit din pricina lui ăștia. Acum am venit la dumneavoastră așa din politețe, mi-am luat cravata, de obicei nu prea port la noi. Noi suntem mai, acum sunt liberal că nu port cravată. Doamne Iisuse, până acum eram liberal că am purtat cravată, nu? Dar cu unii nu-i bine nici cum, indiferent cum o întoși, tot rău iese. Nu umbla pe linia asta. Noi avem la biserica noastră un filmuleț care spune despre noi și îl punem tot timpul să vadă lumea, care spune așa, în biserica asta nu o să găsești atitudinea asta, eu sunt mai sfânt decât tine. Pentru că toți suntem niște vase zdrobite, niște oameni zdrobiți care avem nevoie de Hristos. Toți suntem așa. Ascultați-mă la mine. Există două feluri de păcătoși, ok? Păcătoși prinși și neprinși. Știți? De obicei, păcătoși și neprinși îi dau afară pe aia prinși. Okay? Și statutele noastre și constituțiile noastre bisericești au articole foarte clare cum se scoatem afară pe ăștia. Dar nu avem niciun articol cum să-i ajutăm să-i ducem înapoi. Și în jurul bisericilor noastre este un fel de nor de martori din ăștia pe care toți scoatem afară să rămânem noi sfinți aici. Adică să rămânem noi păcătoși și neprinși, așa, să ne simțim bine. Wow! Mi-am deschis o biserică pentru ăștia. Ne rugăm Domnului să ne dea nouă pe ăștia, să vină înapoi și căutăm oaia pierdută, căutăm moneda pierdută în casă, căutăm și l-așteptăm pe fiul risipitor. Este un fecior plin de tatuaje,
vine într-un maieu să le vadă toată lumea picturile lui și îmi defilează așa prin centru și mă uit la taică-s-o din biserică, un diacon din biserică, cum lasă ochii în jos și intră sub scaun. Mă duc la el, îl îmbrățișez și îl întreb de sănătate și spun, mă bucur foarte mult că vii la biserică. Și de ce o fac asta? Pentru că cu ani în urmă eu aveam doi din ăștia, pruncii mei, defilau pe la ora 10 și ceva, când mergeam eu la anvon, prin mijlocul bisericii, pletoși, soioși, să-i vadă toată lumea și să râdă toți dușmanii mei de mine și să mă umilească în public. Întrebați-o pe soția mea, sunt 10 ani din viața noastră în care am stat în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru pocăința lor. Cel mai rebel dintre ei este păstorul tineretului astăzi. Dar au fost 10 ani din viața noastră. Dacă ne-am fi purtat urât, dacă l-am fi scos afară, dacă am fi fost niște sfântoci din aia care l-am fi întâmpinat numai cu versete biblice. În Phoenix, Arizona, când s-a împușcat un băiat de 20 de ani, i-am adunat pe toți tinerii din biserică și am zis, mă băieți, spuneți-ne, de ce în America, un băiat la 20 de ani, dacă are o problemă, dacă a avut o problemă cu drogurile, de ce nu s-a dus la părinți să-i spună? De ce nu mergeți la părinți să comunicați? Zice, cu voi nu se poate vorbi, mi-a zis o fată. Și voi sunteți niște sfântoși din aia care ne țineți predicuțe, ne spuneți versete biblice, ne trimiteți în camera noastră. Dar atunci de ce nu veniți la noi la biserică? La voi? N-am fost noi la ultima ședință când v-ați scos ochii unul la altul? N-avem noi necazuri destule să venim la voi? N-avem încredere în voi? M-am îngrozit. La cine să se ducă fata aia care a rămas gravidă? La cine? La clinica de avorturi? Dacă acasă nu găsește un tată cu care se poate vorbi și o mamă cu care se poate vorbi? Dacă la biserică nu găsește înțelegere? O să găsească înțelegere la aia care îi omoară copilul. Okay? Extrema dreaptă. Nu umblați pe asta, nu umblați, nu duce nicăieri. Duce la moarte. Asta creează farisei. Dar vă rog din suflet, nu umblați nici pe stânga în libertinismul religios de asta. O, Dumnezeu e bun, un bunic din ăla ceresc care te arte indiferent ce prostie faci. Mântuirea este eternă, trebuie să fim bogați și sănătoși, că de-aia Domnul nostru este cel mai bogat din cerul, nu-i așa? Nu umblați nici pe drumul ăsta. Nimic nu mai e păcat. Poți să vii la biserică și în pijama, dacă vrei, nu mai supără pe nimeni, nu? Wow! Nu umbla pe extremele astea. Niciuna nu-i bună. Nici stânga, nici dreapta. Și spunea Dumnezeu lui Iosua, nu te abate. Pentru că este tendința asta să ne abatem, să o luăm pe lături, pe alături. Nu te abate, stai la mijloc. Stai în poruncile care ți le-am dat. Aș vrea să ne ocupăm de un alt principiu. Îl găsim în versetul 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Fii omul cărții, fii omul Bibliei, fii omul Bibliei. Hrănește-te în fiecare zi cu cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește și cugete zi și noapte, nu ca să devii un savant în Biblie cu un cap din ăla așa mare. Ori de câte ori deschizi gura, spui ceva cuvinte în greacă și ebraică spre confuzia ascultătorilor. Nu pentru asta. Ci ca să faci tot
ce este scris în ea, să aplici tot ce este scris în ea. Citește Scriptura nu pentru alții. Câți dintre dumneavoastră, eu am pățit-o, nu? Am făcut și eu, am găsit niște versete care se potriveau grozav de mine cu cineva. Nu? Și l-am subliniat să-i arat versetul ăla. Nu citi Biblia pentru alții, te rog, citește-o pentru tine. Caută în Sfânta Scriptură ce vorbește Dumnezeu în dreptul tău, nu pentru ceilalți. Am fost într-o biserică din America și am predicat, m-am ținut o predică despre fariseismul religios și un prieten de-a meu dintr-un sat vecin unde am copilărit eu, stătea în biserică lângă băiatul lui mai mare. Și când s-a terminat biserica, a venit la mine și zice, bă, Petre, ce mi-ai făcut astăzi? Ce ți-am făcut? Zice, a stat ficiorul meu lângă mine și în timp ce tu vorbeai de farisei, mi-a dat un cot și zice, bătrâne, ascultă că vorbește despre tine. Ascultă că ăsta vorbește despre tine acum. Ne putem ascunde de toată lumea, în afară de proprii noștri copii. Ei știu exact cât de credincioși suntem noi. Citește Biblia pentru tine. Ascultă predica pentru tine. Tot la Arad mi s-a întâmplat în timp, înainte de a pleca din România, am fost într-o biserică și după ce am predicat în biserica aceea, la terminarea bisericii a venit cineva la mine și spune, frate, ce păcat că ăla despre care ai vorbit în seara asta n-a fost la biserică. Acum eu, pentru că îl știam foarte bine pe fratele ăsta, zic, frate, a fost la biserică 100%. Pentru că predica se potriva foarte bine cu el, dar el se gândea la altcineva. Nu ascultați predicile pentru alții, nu citiți Biblia pentru alții, nu vă înarmați cu versete biblice cu care să pocniți pe cineva în cap când vă întâlniți cu el. Biblia trebuie citită pentru tine însuți. Caută să faci tot ce este scris în ea, pentru că atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Biserica noastră nu are Constituție. Am hotărât să adoptăm Biblia, Constituția Bisericii. Statutul de funcționare a Bisericii am declarat că este Sfânta Scriptură. A fost revoluționar pentru foarte mulți frați, nu? Care nu cred că Biblia este suficientă ca să fie Constituția Bisericii. Nu, au ei ambiția să scrie ei Constituția Bisericii. Fac ei statutul Bisericii. Știți cum funcționează? Nemaipomenit de corect funcționează Biblia. Nu vă puteți imagina. Avem un grup de bătrâni ai bisericii, de prezbiterii bisericii, ne adunăm o dată pe lună și când avem probleme, spunem, oare ce spune Biblia de situația asta? Ok? Ce spune Biblia de situația asta? Pentru că nu avem un document să vedem ce spune articolul 5, aliniatul A. Nu avem așa ceva. A venit cineva mai târziu în biserica noastră care n-a venit cu noi de la început și am fost cam supărați pe el. Și frații au fost supărați pe el. După un an de zile a venit și el împreună cu noi și acum era întrebarea, mă, îl primim sau nu îl primim? Alte biserici au niște statute clare care spun așa, cine nu a venit cu noi, cine n-a părăsit 7 ani, n-are voie să vină în biserică. Trebuie să stea pe ultima bancă. Noi n-avem. Ce facem cu asta? Ce spune Biblia? Și și-au adus aminte, frații, că Dumnezeu angajează și la ceasul la 11-lea și dă aceeași plată. Okay? Îl primește și pe fiul risipitor când vine acasă cu brațele deschise. Concluzia a fost clară. Îl primim, îl iubim și nu s-a întâmplat nimic. Biblia funcționează, fraților. Okay? Folosiți-o. Folosiți-o ca statut în biserică, folosiți-o ca statut în conducerea casei, a familiei, întrebați-o! Pentru că Dumnezeu are un cuvânt în Sfânta Scriptură pentru noi, ne-a vorbit prin Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne vorbește prin Sfânta Scriptură. Când a plecat în America, a venit un frate baptist și-a luat o zi întreagă să mă lămurească că nu am ce căuta în America. Acum eu aveam câteva motive foarte serioase pentru care voiam să plec. Voiam să plec pentru că
Din inginer eram, ajunsese muncitor. Mă promovaseră în rândul clasei conducătoare. Așa mi-a spus directorul, zice, te punem în rândul clasei conducătoare. Păi, cum, domn director? Păi zice, nu conduce muncitorii mea țara asta. Ba da, muncitor își dează înainte. Și m-a făcut muncitor. Mi-ar fi fost foarte greu să mai întrețin familia ca muncitor. Apoi să fie și sigur asta, inginerii nu știu să te încuiască. Până învață ăștia, am încercat să te încuiesc un tavan odată, să plimbam mortarul de pe tavan până de câteva ori, până am reușit să-l fac ceva cu el. Eram amenințat că o să mă calci o mașină, pentru că construisem biserica asta fără autorizație. Și trebuia să scăpăm undeva. Dar ăsta a venit acasă la mine să mă lămurească că nu am ce căuta în America. Și aproape m-a convins. A fost așa de tulburătoare întâlnirea mea cu omul acela. Era un om important. Și am hotărât să nu ies din camera mea până Domnul îmi va da un răspuns. Am zis, Doamne, nu ies de aici până nu îmi răspund ce am de făcut. Cred că am stat vreo 7 sau 8 ore. Am și dormit pe pardoseală acolo rugându-mă. Și la un moment dat m-am trezit că îmi strălucea în minte un verset din Isaia. M-am ridicat, am citit și am primit răspunsul lui Dumnezeu. Știam că nu o să mor de foame și Dumnezeu îmi va purta de grijă și trebuie să plec. Ajungi la o răscruce de drumuri, cere un răspuns de la Domnul și o să vezi că l-ai în Scriptură. Pune-te și citește. Caută oameni care au trecut ca și tine prin aceeași situație. Învață de la ei. Cartea legii să nu se depărteze niciodată de gura ta. Cugete zi și noapte, fii un om al Bibliei. Și în final, ultimul principiu este, nu o să fie ușor, dar nu o să fii singur niciodată. Domnul este cu tine. Domnul este cu tine în tot ce vei face. Nu o să fie ușoară viața asta de pocăință în care intri acum. Prin apa botezului intri în familia lui Dumnezeu. Asta e numai certificatul de naștere. Numai te-ai născut. Urmează creșterea ta de acum încolo. Și nu o să fie ușor. Cine predică o evanghelie că pe calea asta sunt numai flori și numai binecuvântări și vină la Domnul Iisus și totul să fie nemaipomenit, asta nu e o evanghelie corectă. Domnul le-a spus la oamenii pe care a chemat, am să-ți arăt ce ai să suferi pentru mine. Uitați-vă la Apostolul Pavel, dacă luăm în inventar toate suferințele Apostolului Pavel, viața asta, din punct de vedere uman, a fost o viață mizerabilă. Niciunul dintre noi n-am vrea să schimbăm cu el. Bătut, alungat, prin pușcării, mor de foame, trădat de frați. Nu știu cine erau fiarele ăștia din Efes, dar cred că erau ceva membri în biserică din Efes. Dar nu cred că ăsta s-a dus la grădina zoologică acolo. Un părinte bisericesc a spus că biserica Domnului este ca și corabia lui Noe. Nu? Trebuie să fie potop mare afară să reziști la mirosul dinăuntru. Nu? Imaginați-vă că Noe, săracul, stătea cu toate animalele acolo. Avea o fereastră, zice, numai de cam un metru pe un metru. Nu? Poate nici atâta, o fereastră de sus. Și nici pe vremea elefanții nu se spălau pe dinți. Nu? Imaginați-vă ce teribilă a putut să fie, nu? Dar afară era moarte! Afară era potop, afară este moarte! Uneori biserica Domnului este așa. Avem necazuri, avem conflicte, avem miroase greu, dar e viață aici. Când ai ieșit afară, e moarte sigur, e potop, e terneci, ai terminat-o. Nu o să fie ușor. Nu toată lumea o să aplaude la poeziile tale. Nu toată lumea o să fie încântat de predicile tale. Nu toată lumea o să fie înnebunit de cântările tale. Nu toată lumea o să fie încântat de ceea ce faci tu pentru Domnul. O să ai critici din belșug. Din belșug. Nu o să fii scutit de ele. Toți oamenii șantierilor nu mi-au creat atâta suferință cât mi-au creat frații din biserică. I-am uitat pe toți aia care mi-au zis pocăilă și cine știe ce alte epitete și comparații mi le-au spus, mi-au făcut. Dar mi-este așa de greu să uit când au spus lucrurile urâte, mizerabile,
despre mine, copiii mei, soția mea și ceilalți au aplaudat. Mi este așa de greu să uit un asemenea moment. Foarte greu mi este. Este foarte greu. Dar Domnul este cu tine. Vor veni vremuri când te vor părăsi oamenii. Îți vor întoarce spatele oameni pe care n-ai crezut că o să se întoarcă spatele niciodată. Ai crezut în ei cum ai crezut în Domnul. Și te vor vinde. Te vor părăsi, te vor lăsa singur. Cu 2 ani în urmă am trecut printr-un asemenea moment. Și am crezut la un moment dat că și Dumnezeu a uitat de mine. Aveam nevoie de un loc în care să înființez o nouă biserică. Eram hotărât să nu mă mai duc niciodată acolo la aia care m-au călcat în picioare și m-au batjocorit cum au făcut-o. Știți ce am făcut? Ne-am pus la rugăciune. Am căutat peste tot. Bisericile americane n-aveau loc, școlile erau ocupate, tot era ocupat. N-am găsit nicăieri. Și într-o joi dimineața, ne-am pus înaintea Domnului împreună cu soția și am spus într-o rugăciune foarte scurtă: Doamne, nu mai știu ce să spun. Dacă vreodată am avut nevoie de o minune, acum avea ocazia să fac o minune. Am nevoie de un local unde să începem o nouă biserică. Dacă vrei să începe o nouă biserică, ajută-mă acum, că nu mă mai descurc. Ne-am pus pe sofă și ne uitam unul la altul și nu mai aveam curajul să vorbim unul cu celălalt. Știți cum se întâmplă după o rugăciune și după necazuri, suferința care o ai, nu mai ai niciun cuvânt să mai spui. Și în momentul acela a sunat telefonul. Prima reacție a firii noastre pământești: mă, oamenii ăștia nu te lasă nici să te rogi. Dar în viața mea am avut un obicei bun. Am răspuns la telefon la orice oră din zi și noapte. Asta a fost, am considerat, datoria mea de onoare ca păstor. Unii au abuzat de ea, m-au sunat la ora 3 noaptea să mă înjure, dar am răspuns la orice telefon. Asta a fost principiul meu numărul 1, la telefonul. Și la capătul celălalt era o voce de femeie, o americană, zicea: dumneavoastră sunteți păstorul la Scău? Da. Zice: eu sunt manager a unui hotel care s-a reparat acum și mă întrebam așa, dacă nu cumva aveți nevoie pentru biserică de ceva spațiu. Doamne, aveți o sală așa de vreo 200 de locuri? Zicea: și de 500. Toată viața mea am să rămân cu convingerea că m-a sunat Dumnezeu la telefon la câteva minute după ce am cerut o minune. Am de gând să pun telefonul ăla într-o ramă, să-mi aduc aminte întotdeauna de asta. Am urcat în mașină și am plecat imediat să vedem. Am scos banii și am plătit pe prima duminică. Zicea soția: acum clădirea avem, dar să vedem dacă vine cineva cu noi. Zice: tu ai foarte multe credințe, ai plătit deja chiria și nici nu știi dacă vine cineva cu tine, nu? Mi-a făcut socotelele: băieții mei trebuie să vină, în urorile mele ascultă de băieții mei, ceva cuscri poate încă mai țin la noi. Mai știam 1, 2, 3 din biserică. Socotelele mele ajunsese la 20 și am zis: Doamne, dacă 20 de oameni vin cu noi, ne-ai dat o sală ca prin minune, suntem în voia ta. Au venit 60. Seara am avut 150. Astăzi avem în medie 150-200 de oameni care deja sunt membri bisericii. Și Domnul ne-a dat zilele trecute o clădire. Interesant. Are exact aceeași suprafață ca și clădirea de unde am plecat. Și este la prețul unei case de obișnuită. O să avem plata pe lună cu $1,000 mai puțin decât chiria unde stăm acum. Mâna lui Dumnezeu când intră la lucru este extraordinar, este nemaipomenită. O să ajungi să crezi că ești singur. Domnul nu o să te părăsească niciodată. O să te lasă prietenii, o să te lasă frații, o să te lasă cine știe cine, dar Domnul este cu tine în tot ce vei face. Dar ascultă lucrurile acelea prima dată. Tu ești robul lui Dumnezeu și slujitorul oamenilor. Domnul cere ascultare și nu
originalitate și noi viziuni. Domnul cere să ai succes aflându-te în voia Lui, dar succesul depinde și de hărnicia ta, fii harnic. Ferește-te de extreme, nu umbla pe extreme, stai la mijloc, adevărurile sunt la mijloc. Fii un om al cărții, al Bibliei, hrănește-te în fiecare zi cu cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul spune, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi. Nu o să fie ușor, dar Dumnezeul tău este cu tine în tot ce faci. Amin.